Deși municipiul Drobeta Turnul Severin are Dunărea la doi pași, anul nou vine cu scumpiri în lanț. Locuitorii vor fi nevoiți să plătească pentru apă potabilă și canalizare și cu 30% mai mult. Operatorii reclamă costurile tot mai mari, inclusiv ca urmare a lucrărilor de modernizare din bani europeni ai rețelelor de apă. Societatea noastră derulează un program de investiții prin proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Mehedinți 2014-2020. Aferent acestui program, există o strategie tarifară aprobată de către UAT-urile în care societatea noastră operează și în baza acestei strategii tarifare, aplicând procentele respective, se majorează tariful pentru serviciile de apă și canalizare. Care sunt majorările? Majorările sunt de la 4,73 lei la 6,18 lei pentru apă potabilă și de la 2,62 lei la 3,73 lei pentru serviciu de canalizare. Majorările ating chiar și 6 lei pentru apa potabilă și aproape 4 lei pentru serviciul de canalizare. Locuitorii municipiului Drobeta, Turnul Severin, orașului Vânju Mare, Strehaia și Baia de Aramă, dar și altor comune din județul Mehedinți, sunt cei care vor resimți scumpirile. Că e mai mult de 2 lei. Da, e mai mult de 2 lei. Foarte greu. Foarte greu pentru că tăvălugul ăsta al scumpirilor, care a venit pe capul oamenilor acum la sfârșit de an, este groaznic pentru populație. Foarte greu că toate se scumpesc, toate prețurile cresc, bani puțini, scumpătate. Foarte greu o să fie. Foarte mult. Foarte mult dacă se mai pune 3 lei la valoarea care este. E un trai destul de greu pentru noi. E groaznic, ce să vă mai spunem. De-abia ne duce zilele de azi pe mâine. Nu mi se pare o scumpire logică deloc. Scumpirile se vor aplica de la 1 ianuarie.